Rusia a avut în Netanyahu un aliat. Noi mereu uităm. În acest, după declanșarea acestui război, lumea s-a împărțit în două. Lumea occidentală, condusă de America, și noi pe acolo, oițe din est, așa, mă rog, oițe, că polonezii sunt capre, dar la noi oi. Și în acest context, unul din statele care nu au optat, cum zice el, Rusia, a fost Israelul. Israelul nu l-a lăsat să vorbească în Knesset. Și credeți că asta e explicația? N-avea niciun interes Rusia. Rusia este cea mai stingenită de situație, că trebuie să aleagă între lumea musulmană și Israel. Nu uităm cum te-a criticat Zelenski pe Israel. Deci n-avea cum să dea. Și de ce? Ci că a trimis ca să se atribuie Ucraine. Sunt foarte multe demonstrații. Am văzut la Londra demonstrații pro-Palestina și... Nu mai pro-Palestina. Poftiți? Din mai multe motive. Deci hai să ne lămurim și de cu ce? Demonstrațiile evreiești. Așa. Cei care sprijină Palestina stăpânesc strada. N-am auzit până acum că evreii din Occident sunt mai pricopsiți. Doi, palestinienii sunt sprijiniți de toate organizațiile progresiste care acum domină lumea. Am spus la început, vă spun de ce. Din universități, din alea, da? De tineri mai ales. Da. Șeful ONU pentru drepturile omului, asediu total al Israelului în Gaza, este interzis de dreptul internațional. Da. Are vreo relevanță? Da, pentru că n-aveau voie să blocheze. Are mare să taie energia, toate aceste fapte au să taie curentul, cum se spune. Au următoare relevanță dacă cel de la Dob Washington ar fi mai tânăr. Da. Încă o dată. A trecut emoția, da? Da. Cum e la noi, da? Cum e în lume, da? Pac, pac, ia omoră pe aia cu tare. Bun. După ce trece emoția, cei care erau pro-palestinieni mulți, deci avem așa, lumea musulmană, toată, lumea arabă, mă refer la aia care țin guverne, oamenii, și tineri, organizații progresiste, universități, tot ce domină la ora actuală și rețelele sociale și astea. Au tăcut. Dacă observați, a zis, bă, asta e, ia omoră pe aia. În momentul în care se depărtează în timp, Se stinge emoția, începe emoția și furia, asta. Da. Asta. Începe emoția asta și toți cei care vor protesta își vor aminti că un stat sprijinit de un anumit America, un alt stat, favorizează asta. Nu știu dacă adică e mult mai ușor de creat emoție pro-palestiniană decât ăla, da? Bun, cu atât mai mult. E foarte important. Cu atât mai mult este importantă reacția Israelului. Credeți că va fi o invazie terestră în Gaza? Am făcut pariu cu analiștii Harman și Ponta pe o sumă considerabilă. Am spus că nu o să intre în următoarele 48 de ore. Ce credeți? Poți să pun și o întrebare? Vă rog. Nu mă lua pe mine, că eu sunt Mafalda. Eu te întreb așa. Eu am spus că nu intră. Eu nu te întreb atâta. Da. Noi punem o întrebare. Da. Felul în care tratează guvernul israelian, care a și... Deci, guvernul israelian Netanyahu, în loc să meargă pe... Au mers pe două lucruri, da? Cât de umiliți au fost ei, da. Ei au recunoscut că dacă ar fi lăsat impresia, bă... Și doi, ce crime au făcut aia, da? Împotriva... Da. În perioada anterioară, dacă omorau cu o rachetă un evreu de nu știu unde, ei omorau 100 de palestinieni, da? Deci, ei au creat, s-au întreținut și niciun moment nu s-au preocupat, nu știu, de a ține și a spune, bă, mai cu minte, furia populară, da? Care am văzut la televizor, dat de ei, de evrei, nu de statul Israel, se spune, o tipă care îi răpise copilul, spunea, bă, ardeți-i,
scopiții. Păi nu, nu mai ales că stai puternic, asta vorbește omul simplu, nu statul. Bun, în aceste condiții, tot ceea ce spune Netanyahu... Și o mamă care a fost răpit, omorât copilul, normal. Dar sunt, eu vorbesc de starea de... Statul e altceva. Starea de spirit pe care o susține șeful statului Israel este răzbunare. Știți ce înseamnă răzbunare? Răzbunare înseamnă că dacă într-un trib i-ai omorât copilul unuia din trib, vine tribul ăla și îți omoară 100. Adică asta este problema. El nu vorbește de, nu știu, de pedepsirea, nu, pedepsirea. Bă, pedepsire. Pedepsire, statul Israel va pedepsi pe ucigași. Bun. Îi vom chema pe ei la un tribunal internă. Nu, îi spune răzbunare și răzbunare de 1000 de ori. Păi asta v-am spus și eu astăzi, că mi s-a părut disproporționată declarația. Și mai păi ales... nu, și eu ți-am spus în momentul în care tu spui răzbunare, ce poți să faci ceva? Adică cum arăți că răzbunare, mare sucă, răzbunare este fără încă o dată. Wallace putea să fie decapitat, da? Da. Nu l-au decapitat. Înainte de a fi decapitat, se vede și în film. I s-au scos testicule, s-au aruncat în foc. Adică, deci asta făcea parte din răzbunare, da? Cum transpui în practică statul Israel răzbunare? Atât te întreb. Cum? Bun. Păi uite aici un răspuns din Guardian, da? Da. Și gândiți-vă să mă răspundeți la această ultimă întrebare. Dacă dumneavoastră credeți că Israelul va... invada, va scapă cuvântul, va ataca fâșia Gaza printr-o invazie terestră. Ofensivă terestră. Cum ar putea arăta o ofensivă terestră izraeliană în Gaza? Israelul are o armată mult mai mare, dar Hamas a adaptat în ultimii ani pentru a profita de mediul urban, scrie o analiză The Guardian. Conflictele anterioare din Gaza. Luptele dintre armata izraeliană și Hamas au avut tendința să urmeze un model similar cu incursiuni terestre lansate de-a lungul anilor la scări diferite, de obicei precedate de un baraj puternic care vizează zonele folosite de izraelieni pentru a se apropia. De asemenea, Israelul a folosit intens puterea aeriană și bombardamentele de la artileria terestră și tunurile navale în prima fază a campaniilor pentru a viza ceea ce se spune că este infrastructura militară a Hamas, inclusiv clădiri guvernamentale, secții de poliție, instalații de coastă, zone de antrenament și casele națiilor funcționari. Dar în timp ce Israelul are un avantaj uriaș în ceea ce privește dimensiunea armatei, tehnologiei, sistemelor de arme și logisticii sale, s-a văzut avantajul tehnologiei că au trecut aia cu parapanta, Hamas s-a adaptat considerabil de-a lungul anilor pentru a profita de mediul urban dens din Gaza. Și aici se vorbește despre geografia zonei, cum e și așa mai departe. Dacă israelienii vor merge în principale orașe, cum va răspunde Hamas? E o analiză foarte completă, complexă chiar. Ne întoarcem încă o dată la scenariu. Da? Da. Va fi sau nu o invazie terestră? Eu spun care sunt problemele invaziei terestre. Da. Nu, invazia terestră, care va fi scopul? Invazie. Scopul va fi răzbunarea, mare răzbunarea, că nu răzbunarea, da, dar corect. Nu e una răzbunare, el trebuia să spună așa, bă, omul rațional. Noi am ajuns la concluzia că acea fâșie nu mai are ce exista, o ne intrăm, o luăm, o să protejăm populația civilă. Nu, dacă corect, e o declarație echilibrată. Nu, el spune răzbunare. Vom lichida teroriștii care au atentat la... Da, răzbunare și vom elimina din fruntea Gazei pe acești Hamas și după 4 ani de guvernarea noastră în care noi o să le punem lapte și miere, mă, trebuie să spui ceva, da? Sau vă treceți pe autoritatea palestiniană care există în Cisjordania și așa mai departe. Pleca. Nu, el spune răzbunare până acum, asta este catastrofal. Corect. Deci hai să luăm invazia terestră, da? Da, da. În primul rând că nu știu scopul. De scopul potrivit lui este răzbunarea. Opa, păi dacă e răzbunarea, vei avea o primă problemă. O primă problemă este furia soldatului. Adică cum te poți răzbuna diferențiat? Și răzbuna în așa fel, am dat exemplu cu Wallace, în așa fel încât să vadă ăia poporul evreu. Să dai satisfacție poporului. Da. Doi, câți morți vor fi din partea israeliană? Cum vei reuși să pătrunzi acolo, să tragi și ăsta, fără să
imaginile să nu facă înconjurul globului. Că oricât aici e o problemă. Păi asta spun și în eu. Ziua de azi, când există rețele de socializare și se transmită totul live. Dar nu, problema nu e a lui. Ce face Biden când o să apară toate aceste chestii? Ce face? Păi și-a dat foc la valiză America, pentru că America ori strânește furia lumii musulmane. Și și competiția atât de puternică cu Trump în momentul ăsta. Trump speculează orice chestiune. Nu, competiția cu China și Rusia. A, bun, competiția globală, dar este competiția lor de a rămâne președintele Americii. Mă rog, dacă ei reușesc să cumpere presa ca la noi de partid și de stat și nu va da decât... Nu se poate asta, că nu e vorba doar de presă. Păi nu e vorba... Stați-o... E vorba de fâșia Gaza, unde să folosesc au toți telefoane mobile și așa mai departe. Da, dar poate că pe telefoanele mobile o să apară numai Radu Tudor. Poți să știi. Păi dar nu poți să apară într-un milion de exemplare, în 2 milioane de exemplare. Asta am zis și eu, adică... Bine, am înțeles în momentul ăsta că nu au, nu funcționează nimic acolo, că și asta e... Iar, dar n-ai voie să condamn, zici, vine eu. Păi nu, apropo de comunicare. Deci s-ar putea să, în momentul în care există, se va avea loc această intervenție, această invazie, această ofensivă terestră, să taie toate comunicațiile și să nu lumea să nu poată filma, poate filma, dar poate să dea ulterior imagine, poate să le trimită și așa mai departe. E greu de crezut. E greu pentru că și în interiorul armatei izraeliene sunt anti-Netanyahu. Noi nu discutăm aici. El încearcă să antreneze, ea întreabă pe Ana Maria dacă au făcut guvernul de Uniune. Cine? El a zis că nu s-a făcut, nu, că era o știre până la momentul ăsta. Nu, dar mai e o chestiune, că am discutat amândoi. Dom'le, având în vedere furia populației, furia oamenilor din Israel, au trecut de sâmbătă, da, sâmbătă să spunem, a trecut duminică, a trecut luni, a trecut marți, a treia zi. Dar el poate justifica că ai nevoie să se adune rezerviști, că nu poți să pleci. Nu știu, adică ideea e că încă n-a intervenit, n-a intrat terestru în fâșia Gaza. Face declarații, lasă că ți arat eu. Ce anume? Face declarații, lasă că ți vă arăt eu. Lasă că vă arăt eu. Problema este că în mâinile lui Netanyahu stă soarta lui Zelenski. Dacă invadează, vom rămâne numai noi cu Zelenski, vom rămâne Iohannis, Ciolacu și Zelenski. Și Ciucă, de ce este? Va uita, Ciucă nu e... Pentru că toată lumea va fi acolo, nu se nimeni mai interesează pe nimeni. Adică aici, poate vor putea rușii să bage, să atace inclusiv Galațiu și... Nu, mai nu știu că încă o dată... Să atace cu drone ce atachiu. Acolo este Ucraina. Ucraina, conflictul este între două state și ușor de ținut sub control. Acolo este... Da, să desfășoară pe teritoriu. Acolo, nu există riscul să fie escaladat, să intre alte state și așa mai departe. Și acolo funcționează emoțiile. Aici, emoțiile la progresie geometrică.